Primarul Florin Oancea continuă demersurile privind transferarea poligonului din proprietatea Ministerului Apărării în proprietatea municipalității. În acest sens, Florin Oancea a avut o întâlnire cu Florin Câțu, ministrul Finanțelor Publice. După ce va fi parcelat, terenul ar urma să fie atribuit gratuit tinerilor care vor să-și construiască propria casă. Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, s-a întâlnit la București cu ministrul Finanțelor Publice, Florin Câțu. Scopul întâlnirii a fost acela de a urgenta obținerea avizului pentru transferarea poligonului Armatei, aflat în zona Archia, în suprafață de 28 de hectare, din proprietatea Ministerului Apărării în proprietatea municipiului Deva. Din discuțiile purtate cu ministrul de Finanțe am primit asigurarea că până vineri, 12 iunie, vom obține avizul de la Ministerul Finanțelor și dosarul va fi trimis pentru obținerea ultimului aviz de la Ministerul Justiției, înainte de hotărârea de guvern. Am avut și o discuție la sediul guvernului cu premierul României, domnul Ludovic Orban, care mi-a promis că după ce vom obține cele două avize de la ministere, va iniția o hotărâre de guvern pentru a face transferul de proprietate al poligonului Armatei. După o muncă de peste 2 ani, pot să afirm că suntem pe ultima sută de metri pentru a rezolva această problemă, a anunțat pe pagina sa de socializare primarul Florin Oancea. Cele 28 de hectare de teren vor fi atribuite, conform legii numărul 15 din 2003, tinerilor din Deva cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în ordinea în care au depus cererile și cu respectarea criteriilor și a condițiilor prevăzute de lege.